banane, ficățel la grătar și omletă de spanac, meniul numărul 6. Este meniul de astăzi. Deci acesta este meniul plus ceaiul digestiv făcut cu frunze Sute de de dar. grame Pentru clătitele noastre cu făină de ovăz vom avea nevoie de un ou, 50 de grame de făină de ovăz, o banană, are 175 de grame cu coajă, 250 de lapte, un praf de sare, puțin ulei și încă o banană ca să punem în interior. Vom începe cu să punem banana, o curățim. Și o punem aici să o mixăm. Parte din lapte. Vedeți? Așa. Scoatem și o să punem într-un vas. O să punem banana noastră într-un vas cu laptele. Aici voi pune puțin lapte și voi clăti. Așa. Adăugăm și ouăl. Un praf de sare, cam o lingură de ulei, amestecăm cu un tel. Așa. Și adăugăm făina noastră de ovăz. Și amestecăm. Așa, compoziția noastră este gata. Am uns o tigăiță cu ulei. Așa. Și acum vom pune așa și dăm pe laturi pe toate părțile așa. Și punem pe foc. Aici avem clătita noastră. Încercăm să o întoarcem, să știți că este foarte delicată. Așa. Și o punem din nou pe foc. Și clătita noastră cu făină de ovăz și cu banana este gata. O punem aici să se răcească puțin. Și continuăm să le facem pe următoarele. Acum vom face o omletă din spanac, tras la tigaie cu un cățel de usturoi, o lingură de ulei și puțină sare. Puțin ulei pentru un stigaie, un ou, aici am 100, circa 80 de spanac, gata tras la tigaie. Aici cam 20 de grame de parmezan și un praf de sare. Și simplu, simplu și repede, dăm deoparte într-un vas. Vom pune oul nostru. Așa. Și o să-l amestecăm așa puțin.
Voi adăuga și spanacul. Așa. Și parmezanul. Și dacă e nevoie, adăugăm și un praf de sare. Gustăm înainte. Pentru că deja am pus în spanac. Și amestecăm așa bine. Așa, am amestecat bine. Dau deoparte. Îmi pun tigăița mea aici. Și am să adaug așa o picătură de ulei. Două. O dăm așa peste tot. Și o să punem spanacul nostru aici. Și apoi o să dăm pe foc. Și îl întindem așa. Ca să facem omlețica noastră. Așa. O să punem un capac. Așa. Și dăm pe foc. Așa, vedeți? Punem un capac, o întoarcem. Uitați. Omlița o punem pe foc, este gata. Și o punem așa aici pe farfurie. Uitați. Așa, omleta noastră. Cu spanac tras la figaie. Am încălzit apa să ne facem ceaiul nostru. Vedeți, apa este fierbinte. Aici avem foile de dafin. Și dacă nu îl puteți bea simplu, adăugați o linguriță de miere de albine. Deci este ziua 6-a. Deci săptămâna asta o să ne cântărim. Aproape la sfârșitul săptămânii și o să vedem în 2 săptămâni cât am dat jos. În apa noastră, aici am 250 de grame și am să pun așa 2 frunzulițe de dafin. Eu le rup înainte, le rup așa, le strivesc bine și după aceea le adaug. Așa, așa să le pun și pe aceste 2 micuțe și lăsăm să se infuzeze. Așa, îl doriți mai concentrat, ceaiul de dafin îl fierbeți. Noi știm că dafinul este o plantă foarte bogată în nutrienți, așa, și este foarte, foarte bună pentru corpul nostru. Conține doze foarte mari de vitamina C și A, acid folic și multe minerale. Și este foarte bună, foarte, foarte, foarte bună pentru corpul omenesc. Eu o beau pentru durerile mele de oase care le am și articulații și ca digestiv. Este bună și pentru glicemie și diabet, pentru sănătatea inimii, analgezic, pentru gripă și tuse. Și de fiecare dată când vreți să încercați o plantă, întrebați și medicul. Întrebați mereu medicul și dacă el vă recomandă că puteți folosi planta respectivă pentru acea durere care o aveți, să încercați. Este împotriva constipațiilor dafinul, să știți că este o plantă miraculoasă, aș putea să spun. Așa, deci am făcut ceaiul nostru. Acum, eu aici am un ficățel, am să-l dau așa deoparte. Eu am să-l beau după masa de seară, care eu iau acum la 6. Și o să avem nevoie de un ficățel de pui de la pasăre, puțin piper și puțină sare. Acestea le vom pune la urmă. Și aici ficățelul nostru o să-l punem direct pe grătar. Și sarea o să punem la urmă. Și o să-l vârtim așa de 2 ori. Și eu după ora 6 nu mai mănânc. Deci mănânc acum, deci ficățelul și îmi iau ceiuțul meu de digestiv. Așa, vedeți? Ia uitați. Așa. Și îl prăjim așa pe grătar și apoi adăugăm puțină sare și puțin piper.
noastră, sălățica, omleta noastră de spanac. Eu am să o tai în patru. Aici am circa 180 de grame de spanac tras la tigaie cu un cățel de usturoi și puțin ulei și puțină sare. Așa. Și acum fiecare mănâncă cât așa, vedeți? Și puteți mânca două porții sau o porție de aici. Așa, cam jumătate din... Am să dau deoparte două bucățele. Așa o să ne facem meniul nostru așa pe... Și având în vedere astăzi pâine, nu am mai pus pentru că am făcut clătitele, le-am făcut cu făină de uvăz și astăzi nu mai așa, deci două bucățele de jumătate din așa, să vedem dacă este gata și cățelul. Uitați, o bucățică este gata. Așa. Și o să dăm cu puțină sare și cu puțin piper. Și pe o parte și pe cealaltă. Așa. Putem pune și o picătură de ulei de măsline dacă dorim. Așa. Și punem și puțin piper. Așa. Așa, o picătură. Curățim o banană. Așa, și o să tăiem și o să punem în interior așa jumătate. Gata, celălalt era mai mare. Și acum în răsucim, vedeți? Așa. Și dacă tăiem, ia uitați, avem banana noastră cu... așa. Să vedeți, ficățelul s-a făcut, închidem și iară gazul. Punem puțină sare peste. Puțin piper. Așa. Întoarcem pe o parte și pe cealaltă. Așa, și să punem puțin ulei. Așa, vi se pare mai puțin, mâncați mai mult. Dar dacă vrem să slăbim... Așa, ia uitați. Și ceaiul nostru digestiv. Acesta las să mai stea și după aceea am să-l beau. Acesta este meniul de astăzi. Eu dimineața am mâncat doar clătita. Așa. La prânz, omletă. Și în seara aceasta, ficățelul. Deci acesta este, știți că este foarte, foarte, foarte bun. Eu de când îl beau, durerile de oase s-au diminuit. Și mă simt bine. Și săptămâna aceasta ne cântărim. Și vă spun rezultatul. Vă pup, vă doresc o seară frumoasă și numai bine. Mulți pupici, vă pup, la revedere, o seară frumoasă. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Acesta este meniul numărul 6.